Președintele Partidului Șansă, Alexei Lungu, a fost chemat astăzi la Comisia Electorală Centrală, unde a avut loc o ședință de monitorizare a finanțării în alegeri a formațiunii pe care o conduce. Acesta susține că a oferit răspunsuri la toate întrebările autorității electorale și a menționat că își dorește ca și partidul de la guvernare să fie monitorizat cu tot atâta minuțiozitate. Potrivit lui Lungu, monitorizările la care este supus partidul condus de el au un singur scop, de a bloca activitatea formațiunii. Nu suntem supuși unui control privind activitatea, inclusiv activitatea financiară a partidului. Am prezentat răspunsuri și informații la toate cele 13 puncte din scrisoarea Comisiei Electorale și solicitările pe care le-au făcut. Evident că nu întâmplător se fac astfel de verificări la partidul politic Șansă. Vreau să văd ziua când Comisia Electorală Centrală o să ia la puricat partidul politic PAS. Astfel încât să vedem și noi, toți cetățenii, ilegalitățile comise în timpul campaniei electorale. Să fie raportate și să fie arătate cetățenilor zecile și sutele de milioane din bugetul de stat. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlase, ne-a spus că nu comentează cele menționate de Lungu. Pe lângă cele declarate, președintele Partidului Șansă a venit cu o sugestie către Comisia Electorală Centrală. Audieze sau cel puțin să verifice activitatea financiară a unui alt concurent electoral și este vorba despre Inspectoratul General de Poliție. Să vadă din ce bani Viorel Cernăuțanu și IGP-ul au tipărit acele pliante prin care au pus presiune și au terorizat toți cetățenii Republicii Moldova și cum este reflectată activitatea electorală a acestei instituții de stat în rapoartele financiare. Contactată de noi pentru o reacție, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, nu ne-a răspuns la telefon. Nici vicepreședintele CEC, Pavel Postican, nu a răspuns apelurilor noastre.